Vă salut prieteni, mulțumesc că sunteți atenți, că vă uitați. Am un tic acum, trebuie să mă aranjez că mă tot ceartă botezatul. Ăla mă ceartă că e tricou mic, tricou mare, ăla că nu zic pe care, că nu pun complementul, complimentul, adjectivul cu adverbul și așa mai departe. Dar, na, și asta e partea frumoasă, face parte din Partea frumoasă a YouTube-ului. Și, na, dacă te expui, trebuie să suporti și comentariile. M-am gândit un pic despre ce să vorbim. Continui un pic, continui. Revin după povestea cu povestirea cu 1 decembrie, cu defilarea. Am zis că o să vă spun cum a fost când am fost în poligon pe undeva pe la pădurea boneasa era poligonul ăsta pe unde e cartierul, din ce mi-aduc aminte, așa dacă mai mi-aduc aminte bine, pe undeva pe unde a construit Ciriac, un domnul Ciriac, un complex rezidențial. Nu prea am participat, așa cum v-am spus, nu prea am participat la orele alea de de instruire în vederea tragerilor, mi-a dat domnul Ciprian, comandantul meu de Pluton sau ce era acolo, să-i dea Dumnezeu sănătate. Mi-a dat o carte să citesc din ea cu teoria, cu ce trebuie să faci, ce nu trebuie să faci într-un poligon. Ceea ce am ținut minte e că, indiferent ce ce se întâmplă în poligon, nu poți să ieși din groapa aia de acolo, din tranșeu, nu poți să ieși de capul tău așa de nebun, nu poți să te întorci cu arma spre oia care sunt în comisie, în spatele tău, spre la prezidiu acolo, la mesele alea unde stau ei de să uită. V-am zis că am făcut armata iarna, am fost la trageri pe o o zăpadă, un noroi, un fai de cap, un frig și te duceai dimineața la unitate, te pregăteai, te încărcau la, cu echipamentul din dotare și aveai echipament de război, că mergeai la tragere, să verifica totul, să fiecare trecea pe la un birou pe acolo și dădea ce are nevoie. Eu eram printre treia care ori ca la defilare am stat de pază și i s-a făcut răul unul din păcate și m-a băgat și pe mine acolo. Ori nu participam. Teoria așa o știam cât de cât. Că, și din respect față de Ciprian, domnul Ciprian și să nu cadă mai muțoi, Am citit din cartea aia și am reținut, am învățat, practic era de învățat. Și mai mi-a explicat Nea Ciprian într-o după amiază, când a venit și dânsul pe la, după terminarea orelor de program și încă nu plecasem acasă, mai mi-a explicat câte ceva, vă dați seama, nu putea să bage unul acolo, ca mine care habar n-avea să țină arma în mână și Venea comandantul unității, veneau de la minister, supervizori, nu putea să te bagi acolo și tu să începi să, sau să te speri și să te întoși cu pușca spre oia. Trebuia să înveți să respezi comenzile, să acum coborâm în poziție, foc, nici nu, nu mai mi-aduc aminte, dar știu că erau niște pași foarte bine puși la punct pe care trebuiau să-i respect și Plecam în, la tragere câte patru, că erau patru tranșee de alea și era unul care dădea comenzile, un superior. Stai la stânga, la dreapta, intrăm în poziție de luptă, pe urmă, știu că ieșai de acolo, din tranșeul la trăgeai în picioare, pe urmă, știu că ieșai din groapa aia, te duceai 2 metri în față, tot așa, cu pușca ținută în jos sau. Nici nu, nu mai mi-aduc aminte detaliile care sunteți cadre militare, să nu râdeți prea rău. Și te puneai culcat și trăgeai și din poziția culcat. Pe acolo, pe noroi, pe zăpadă, știu, mi-aduc aminte că acolo unde era postul de tragere, în culcat, puseseră niște prelate de alea de cort ca să nu ne mozolim ca porcii, că era de sta câteva ore câteva ore bune la poligon. Știu că din groapa aia, din tranșeul ăla aruncai și cu o grenadă, trebuia să dai mâna nu știu cum peste cap. Teoria o știam. Acum, ce ne cenea Ciprian? Bă, și la asta, la tragere și la jurământ, nu te puteau scoate. Că, bă, na, da, erau niște reguli, erau niște, dar toți știau că fiind un, un de un detașament de ăsta de sportiv nu poate să le ceară sportivilor ce le cereau celor care au făcut armată, pra, care au făcut instrucție și, și atunci ăștia mai privilegiați de soartă și de profesie ne lăsa la sfârșit când era totul mai lejer, așa și să știa că erau sportivi și Oia piloșii piloșilor care oia nu veneau deloc, erau piloși așa și așa care nu dormeau la unitate și piloșii piloșilor care nu-i cunoștea nimeni, oia veneau la jurământ și la trageri și atât. Și atunci când am, am plecat de la unitate și cu sandvișuri în dotare, date de la popotă de acolo sau aduse de acasă, mă, ceainice de alea de, cred că și nu știu cum le zice, dacă au o denumire în viața asta militară, în termeni militari, niște recipiente de astea cu ceai. Că fiind și iarnă și fric, cum ne-a dat mănuși, ne-a dat toate. Azi, bă, dacă stăm câteva ore acolo, să mai le dăm la soldați cât un ceai cald să mai să încălzească cât de cât. Și ca de obicei ăștia piloșii și sportivii ultimii. Unul singur la autocar și restul într-un colț așa la intrarea al poligonului în așteptare. Oia care n-aveau nici pile și nu ne erau nici sportivi, așteptau în formație în cala armată. Noi ăștia la privilegiații mai așa, mai privilegiați. Și termină mulțimea, ostașul român de bază în caz de necesitate și acum ne vine rândul și nouă. Vă dați seama, stând acolo 3-4 ore, doar să te uiți, cât ai fi de dobitoc și orb dacă ai fi, Toții să întipăresc în minte comenzile alea, Toții să întipăresc în minte mișcările care le fac aia, că nu nimerești tu pe urmă când te duci la, nu știu cum să duce, iar nu știu, când te duci cu superiorul să vezi pe Hârtie aia, pe plan și aia acolo, cum ai nimeri și pune un cerculez dă la așa și să vadă ca să-ți dea calificativele, le vezi, auzi, îți dai seama, patru ore, 3-4 ore, auzi aceleași cuvinte, aceleași comenzi. Vezi că stă ăla, așteaptă, intră în groapă, dă cu grenada, dă cu pușca, iese, să tăvălește pe jos, dă iar cu pușca, trage cu pușca, că nu dă cu pușca, că pușca nu era băț. Pușca pe care o are la el. Pruteanu. Și atunci ne-a venit rândul, învățasem. Teoria o știam, practica mă omora. Ca să nu greșesc, cred că o singură dată când au făcut băieții, colegii mei de arme, compatrioții mei, cred că o singură dată când au făcut la Ghenci acolo niște simulări de astea cu pentru trageri. Cred că am participat, că mi-a zis Nea Ciprian, bă, nu te duci la antrenament, zice, vi ca să ai și tu idee, să nu faci naiba ceva acolo, să știi foarte bine teoria. Și aveam idee cum să pune încărcătorul, cum pui acolo foc cu foc, foc automat, mai mi-aduc aminte și acum de anumite lucruri. Și mi-a venit rândul al doilea, de la stânga la dreapta, al doilea. Era unul în dreapta mea, doi în dreapta mea și unul în stânga. Da, era soldat, eu, soldat, soldat. Și ăștia care eram sportiv și aia, venea unul care și te cunoștea de la tine de acolo și îți spunea și la mine normal a venit Nea Ciprian în spatele meu să mă dirigeze. Și îmi zicea mai pe Șapte, așa stai pe loc, acum te duci înainte, hai, fixează arma, hai, coboară, hai, bla, bla, tot ce trebuia să faci. Și facem toate treburile. Când ne te ridicai din culcat acolo, trebuia nu știu ce să faci cu pușca, să o asiguri, să scoți încărcătorul ăla. Nu mai-mi aduc aminte exact ceea ce știu și mi aduc aminte, parcă ar fi fost ieri, unul dintre aia piloși care era primul din dreapta mea, a strigat cineva la un moment dat, Vasilică, dar Vasilică era un superior, un domn care era cu, care dădea comenzile acolo. Și Vasilică al meu, cum era el cu pușca pregătit să împuște hârtia. Vasilic al meu s-a întors cu pușca spre oia care l-au strigat, că au crezut Vasilică că l-a strigat pe el. Și Vasilica cu pușca în mână și s-a întors să vadă cine l-a strigat. Și au început aia să țipe, atențiune, culcat, culcat, acum, nești, că nu știi cum să reacționezi. M-a luat din Cipria, m-a tras deoparte așa, pac, m-a dat jos. A venit unul, s-a sărit, a sărit pe Vasilic acolo, oia pe sub mese care erau în spate, în comisie, în cei ai acolo, supervizorii. Vă dați seama, Vasilică, pilosul, să, doamne ferește, să, să fi speriat, să, pas, să apese pe trăgaci, să îi ciuruie pe ea pe acolo ca să-i ciuruiască ca prin filme. S-a înăbușit tentativa de asasinat pusă la cale de Vasilică, i-au luat ăia pușca, s-au ridicat ăia care erau unii mai pe jos, unii pe sumese, unii speriați, o rupseseră la fugă. Nea Ciprian a început să râdă. Zice, bine că n-ai fost tu. Ciprian, ce naiba că zic, am învățat ce eu sunt prost. A început să râd. S-a terminat nebunia. Mergem la unitate. Acum, coborând din autocar când am ajuns în fața unității acolo, totul se făcea cu comandă. În colonați, nu știu, înainte marș, în pac, rupeți rândurile, nu mai, mai ce mi-aduc așa aminte că vă dați seama, asta cu armata nu prea mi-a plăcut. Ne ducem în fața, în față la cazarmă acolo unde era dormitorul nostru, ne dă comanda, ne spune, bă, câte unul, nu știu cum să predați ce era de predat, încărcătorul alea ce le aveai în bocceluța aia acolo, ne ducem în dormitor și vine un băiat care era mai vechi, era mâna dreapta lui Nea Ciprian. Și ne bă, nu pleacă nimeni, nu așteptați că trebuie să vină Nea Ciprian. S-a dus la birou, nu știu ce. Acum v-am zis, erau unii, printre care și Vasilic al meu, care nu-i văzusem. Sau îi văzusem o dată de două ori. Ai, nu, nici nu veneau acolo, aveau scoatere, pe caz de boală totală. Erau, suferau de piloșenie cronică și oamenii nu, nu puteau să satisfacă stagiul militar. Și Caterinca acolo vă dați seama, bă, să vorbea, bă, ce a făcut ăsta, bă, ceva asta, bă, ia uite, bă, dacă făcea, vine Nea Ciprian. Să uite, toți, Drepti în fața patului, să uit așa ce, băi, bă, ce ți-am zis eu mă țieși? Da, mă scuzați, nu mi-am dat seama, dar m-a strigat cineva să știți, bă, ce ți-am spus să înveți și tu din cartea aia să citești, să... Că indiferent ce se întâmplă, doar la comandă, da, m-am emoționat, îmi cer scuze și pleacă de acolo din poziția lui să dea mâna cu Nea Ciprian. Să zică, bă, vă rog să mă scuzați, încerc scuze și întinde, întinde mâna. Acum Nea Ciprian era un om la, și este încă, un om la 1,90 m, așa, un munte de om cu urechile așa de la, cum au toți luptătorii. Urechile, ați văzut că au probleme cu urechile de la atâtea prize, de alea și alea. Urechile, așa, un om la un metru 90, 100 și ceva, un urs, dacă îl vedeai, dacă venea, că mai venea seara, vis-a-vis de, -vis de acolo că sunt întunecat de vreme, și mai venea să vadă ce, care i treaba pe acolo, dacă te întâlneai cu el pe aleile alea pe la Unitate și era întuneric, ziceai că te-ai întâlnit cu ursul. Acum, să uit așa la el, zice. Ne zice nouă, nu știu ce, să ne reluăm activitățile liber, nu știu ce. se uit așa la el ce. Băi, Vasile, dacă îți dau o palmă, ce te arunc sub paturile astea aici. Ce dai drumul de aici cu mâna ta întinsă și mâine dimineață să fii la. la raport, cred că îi zicea, raportul de dimineață, cum să făcea prezența. Te scotea în fața unității acolo, salutai, nu știu ce, să cânta nu cred, să punea la difuzoare acolo și ziceai prezent, prezent când te striga. Și pe urmă Rupe rândurile și trecea Unii la a frunzele în curte acolo, unii la ta dat zăpada, alții înăuntru la curățenie. Ce mâine dimineață, șase, șase și jumate, nu mai știu, era dimineață, pântuneric, asta știu sigur. Era raportul. Mâine dimineață, să fie aici. Ok. Restul, știam ce aveam de făcut, nici nu mai întrebam pe Nea Ciprian, că știam că ori plecăm de tot, ori plecăm și ne întoarcem dimineață la raport. Și ne întoarcem a doua zi dimineață, facem formalitățile și vine Nea Ciprian și zice, bă, unii rămâneți aici, unii așteptați în dormitoare, în dormitor, alții pe sectoare și ăștia care îi citesc eu acum pleacă la muncă. Ce unii pleacă la baza hipică, care era pe, pe undeva, v-am zis, prin, pe lângă molul din Cotroceni. Unii pleacă la porci, nu știu unde, avea tot așa o unitate militară steaua unde să creșteau porci. Ce plecați cu o mașină de aia mare, dar armată, cu prelat așa în spate, zice 12 in, 6 de aici, 6 de, -aici, 6 de -a la compania întâia, sau nu știu. Și printre ăștia 6 și Vasilică. Mamă! S-a enervat Vasilică. Ce domne, ce știți cine e tata, Că, ce cum să mă duc eu la bă, i-a închis gura repede, nea Ciprian, hai, la mașină, i-a urcat la prelată și la porci, la curățenii. Noi ăștia care ne-a să stăm acolo, unii au rămas să facă ce era de făcut curățenia așa, alții a căsică să terminase cu instrucția cu care aveau cu tragerile, care avea scoatere, la revedere. Mai veneai când te chemau ei. Dacă nu te chemau, când se termina armat. Mă întâlnesc după un timp cu Nea Ciprian. Încă eram soldat, dar nu mai. Mă duceam o dată pe săptămână, cum v-am povestit când mă chemau dacă uita neatică sau să supăra neatică în fiecare săptămână. Dacă nu, la două, la trei, de regulă cam uita și mă duceam lunea. Mă întâlnesc cu Nea Ciprian. Nu e Nea da, dar zic, cum e cu Vasilică? Bă, băiatul, bă, un tupeu, Vasile? Zic, păi ce, Bă, băiatule, s-a dus la, nu știu pe unde era, pe la Slobozia, pe la, în provincie, în orice caz. Zice, bă, s-a dus acolo și plecau ăștia și cu un șoferul după mașina aia cu prelată și un superior, unul care, ori unul de aia, din aia mai vei care îl făcea și pe el ceva pe acolo responsabil, ori unul care lucra în cadrul armatei, era soldat de carieră. Zice, bă băiatule, s-a supărat Vasilică și a apărut taxul. La porce acolo a apărut taxul. Că el vine să-și ia băiatul acasă. Că a venit să-și ia băiatul acasă. Și îți dai seama ăla care a fost cu ei. ce bă, zice, a fost un întreg scandal. Zice, s-a ajuns până la comandantul unității. Cum să... Și zice, și ăla, cred că era nu mai țin minte cum îl cheamă, dar era un domn care avea vocea pițigăiată, așa. în vorbea așa, că m-a chemat și pe mine odată acolo. Să... Cine pizda, mă, tu ești tu, avea poli. Cine pizda, mă, Bine, m-am dus cu Nea Ciprian, m-a instruit ce îmi zice ăla, cum îmi zice, să bat din picioare, să, să trăiți domn comandant, domnule comandant. Dă... Și zice, bă, când a auzit comandantul, că ăsta e ăla care a făcut probleme în, și în poligon. Zice, bă, a vrut să-l țină consemnat aici la unitate, să -a, zice, dar au fost niște intervenții de la birouri, de la minister, zice, și până la anul, dar zice, Vasile, un tântălău și tax un tupeist, dar zice, dar n-ai văzut. S-a dus după el să-l ia cu mașina de acolo. E, zi, Nea Ciprian asta e, ție cum îți merge, cum aia. Cam asta a fost și cu, cu armata. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate lui Nea Ciprian, că dacă nu era Nea Ciprian, cred că făceam o armată mult, mult mai grea. M-am întâlnit după ani de zile cu Nea Ciprian într-o postură așa care nu mi-a făcut cinste, vă povestesc repede și asta și închei. Mă duceam spre Ploiești, de fapt mă duceam spre Câmpina, eram jucător la Rapid și mă duceam că eu așa cum v-am mai spus merg la, mergeam și acum când am probleme merg la, fără să greșesc, cel mai, cel mai bun doctor în recuperare sportivă și nu numai fizioterapie și proceduri de astea cu curenți. La Poiana Câmpina, la Câmpina acum, atunci era la Poiana Câmpina, doctorul, domnul doctor Decebal mehedinți. Și mă grăbeam, mă grăbeam să ajung pentru că mă duceam, dacă aveam antrenament dimineața, mă duceam imediat după antrenament ca până seara să mă întorc înapoi, să pot să mă odihnesc. Dacă era antrenamentul după amiaza, mă duceam dimineață la prima ora dimineții, să fac 3-4 ore de tratament, să pot să vin înapoi, să dorm un pic înainte de antrenament, să mănânc, să dorm și să, să fie ok la antrenament. Și mă duceam spre ploiești și aveam o dacie albă în fața mea, pe la săftica, care mergea regulamentar pe banda dinspre apropiată de axul drumului, pe unde normal să mergem, mai cu viteză. Și fac, îi dau fleșuri, îi dau fleșuri, bă, nimic. Mă bag pe dreapta, că banda aia din dreapta era liberă. Nervos, bă, nu se dă ăsta la o parte din fața mea. Nu. Și încep și în jur, ca șoferul român. Și mă uit în stânga așa, bă, mă, de dă-te, bă, mă. Și când să uită ăla din Dacie la mine, nea Ciprian. Era să fac accident. Fai de cap, mă, eu zic, bă, ce fac acum? I-am făcut semn, trageți pe dreapta, nea Ciprian. Am pus puțin frână, s-a băgat nea Ciprian pe dreapta, a oprit pe marginea drumului, eu în spatele lui. Mă dau jos din mașină, mi-era o rușine, eram roșu la față ca Mă dau jos, zic, zic, Brenda Cipriane, nici, -am, nici nu l-a lăsat pe om să mă salute, ce naiba. m a dat într-o viteză jos din mașină, nici la instrucție, când mai prindeam nu eram așa rapid. Cum a făcut un pas o să întoarcă așa să coboare din mașină? nea Cipriane, îmi cer scuze, zic, na, zic, așa la volan, n-am că, că sunteți dumneavoastră. Stai, bă, Ciprian avea și un accent așa. Nu era din București, un accent, aia, dar un accent de la plăcut, așa, de un om pâinea lui Dumnezeu. Venea Cipriane, zic, îmi cer mi de scuze, zic, la volanzi, zic, uite, mă grăbesc că am probleme cu piciorul, zic, mă duc la tratament. La... Stai, bă, zi, zim, cum ești, m-a luat în brațe omul, v-am zis, muntele. M-a luat în brațe, m-am stat pe marginea drumului acolo vreo 10-15 minute de vorbă cu Nea Ciprian. Și cam asta a fost. Una dintre ultimele mele întâlniri l-am mai văzut după aceea devenind antrenor la Rocar și fiul lui fiind jucător la Rocar, mai venea la antrenamente, mai venea la meciuri. O să vă și povestesc de ce s-a supărat pe mine la un meci și a venit în vestiarul antrenorului acolo și am avut așa o discuție un pic un pic mai dură. Asta o să vă povestesc în alt episod. Sper că mă aude, sper că mă vede. Să trăiți neaciprian, să vă dea Dumnezeu sănătate. Nu am uitat niciun moment ce ați făcut pentru mine. Dragii mei, membrii abonați, neabonați, români, în primul rând, protejați-vă, rămâneți sănătoși și nu uitați. Fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă ne va vedea cineva. Toate cele bune vă doresc.